Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, dezbatere pe tema campaniei denumite vaccinare și testare pentru învățare. Astăzi, reamintim, la Sala Mare a Consiliului Județean a avut loc o întâlnire, o dezbatere cu directorii de școli, unii dintre ei prezenți în sală, alții în online, și cu reprezentanții autorităților locale. O întâlnire la care a participat și secretarul de stat din Ministerul Educației, un profesor tânăr, dar există un dar și o să vorbim mai încolo despre acest dar. Profesorul, stați așa să nu greșesc, Zoltan Caloș. Bun, în studioul nostru vă reamintim, avem doi invitați. Este vorba despre Ioana Dumitru, este președintele Consiliului Județean al Elevilor și reprezentantul părinților la nivelul județului nostru, preotul profesor Marcel Panait. La telefon, în cele ce urmează, o să avem o discuție cu profesorul Ion Dobre, liderul sindicatului reprezentativ la nivelul județului nostru. Bună seara, domn profesor! Bună seara! Domn profesor, din păcate nu putem să dialogăm foarte mult, dar știind că sunteți profesor de sport, veți ști să faceți un sprint așa pe 50 de metri și să ne spuneți, în contextul discuției de astăzi, despre care am vorbit în prima parte a emisiunii, telespectatorii sunt la curent și veniți foarte bine cu această intervenție de-a dumneavoastră, ce vă deranjează, ce este ipocrizie și ce este realitate, domn profesor? Haideți cu sprintul. Da, cumva sunt în aceeași manieră de lucru, pe repede înainte, ce visează ziua vor să facă, ce visează noaptea vor să facă ziua. Și cumva e un iz de ceva campanie, pentru că să trimiți în teritoriu niște oameni care nu s-au familiarizat încă cu problemele din învățământ, deși au avut așa chiar și studii de domn profesor, stați așa că acum mă enervez eu. Cum, domnule, dar e profesor? Am înțeles că e profesor. Da, așa scrie acolo. Secretar de stat, profesor Zoltan Caloș. Sigur, eu am devenit lider de sindicat în urmă cu câțiva ani buni. Probabil că am câte mandate are dumnealui de director. Eu am ani de sindicalist, dar nu pot să spun că atunci când am început activitatea asta, mă puteam erija în atot știutorul problemelor cu care se confruntă salariații din învățământ și că îi pot reprezenta fără să am nevoie de sprijin și ajutor și de o experiență în spate. Asta mi s-a părut mie astăzi și cam așa stau lucrurile în Achiesez la ceea ce spuneți dumneavoastră. Domn profesor, 1. Pro sau contra vaccinare? V-ați vaccinat, dumneavoastră n-aveți cum să fiți altfel. Pro. Deci, da. Eu dau crez științei și prin urmare sunt pentru vaccinare, lucru care eu l-am și făcut. Copiii mei sunt la fel de convinși, de fapt, dacă eu am avut uneori semne de întrebare, ei sunt cei care m-au convins sau mi-au schimbat punctul de vedere, prin urmare, da, sunt pro-vaccinare. Bun, ce ne lipsește în momentul de față? Știți procentul, l-ați auzit de la inspectorul școlar general, profesorul Ionel Meiroșu, la nivelul județului nostru, cum vi se pare, în primul rând, acest procent și, în al doilea rând, ce ar trebui ca să crească, nu știu, să ajungă, așa cum spunea doamna doctor Scântei, 65-67%. 65-67% până la 70%. Foarte pe scurt. Trebuie menținut ritmul. Probabil trebuie să reluăm acea campanie care, la un moment dat, în unele din instituțiile de învățământ, mă refer la CCD, probabil că trebuie să venim și cu măsuri suplimentare, respectiv să ducem centrele de vaccinare în zone unde oamenii ajung cu greu la oraș și cu siguranță vom atinge procentul la care a făcut trimitere doamna doctor Scânteie. Da. Un lucru pe care l-am remarcat, vedeți ce înseamnă să nu discuți pe aceeași lungime, să nu te pui de acord ca specialist. În momentul în care tot ci se inoculează ideea că testați, testați, testați,
Eu astăzi am înțeles că, de fapt, stai că testăm, dar testăm degeaba, că vedeți, nu prea este eficient. Ajungeam și la subiectul ăsta, domn profesor. Îmi aduc aminte în primele zile în care se anunța cu surle și trâmbițe, autoritățile au venit testele în școli. Am fost și am filmat. Ghișce, nimeni nu a făcut instructajul pentru folosirea acelor teste. Pe de altă parte, au fost profesori care ne-au sunat și ne-au reclamat faptul că, deși au intrat în contact cu un elev depistat cu COVID, atenție, depistat cu COVID oficial, de PCR, test, rezultat concret de PCR, pozitiv, nu au avut acces la aceste teste rapide. Despre ce vorbim? Da, vorbim de niște măsuri luate pentru a fi aplicate cu lipsă totală a echipamentelor, a specialiștilor. Deci pur și simplu ne-am hazardat, am băgat banii în ceva ce la momentul ăsta nu folosim. Ce să vă spun? Vă dau un exemplu. Am fost contactați în urmă cu o lună, scurt, da. Cu o lună de zile am fost contactați de o firmă de aici din Buzău, care fabrică măști, pentru că luaseră legătura cu Ministerul de Sănătății ca să doneze vreo jumătate de milion de măști, nu au găsit înțelegere și s-au orientat spre noi sindicatele ca să poată să doneze către școli. Lucru care l-am făcut, nu cu acest număr foarte mare. Unul din colegii mei chiar le-a spus, doar probabil n-au fost receptivi pentru că trebuie să cheltuiască niște bani și să se dea niște comisioane. La asta mă gândesc la momentul ăsta. Am achiziționat ceva ce nu putem folosi doar pentru a beneficia de niște comisioane. Nu știu la ce nivel, dar cu siguranță asta se întâmplă. Domn profesor, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. O să păstrăm legătura pentru că ținem în priză acest subiect. Chiar dacă e vacanță, trebuie să discutăm mai relaxați ce-i drept despre acest subiect. Mulțumesc încă o dată, l-ați auzit pe cu mare plăcere, mulțumesc și eu, sănătate. Președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar la nivelul județului nostru. La fel, foarte pe scurt, câteva reacții. Vă rog, părinte. Mai întâi de toate, ca observație față de anul trecut, de când a început toată această situație, această pandemie, când școala era oarecum nepregătită, noroc că noi, la noi la Buzău, printr-un proiect organizat de primărie în colaborare cu inspectoratul școlar, iată, a fost acea platformă a Servio, foarte multe școli au mers pe această platformă. M-am bucurat că după vacanță, după ce părinții, copiii au înțeles ce se întâmplă și că trebuie să fie luată în serios și varianta aceasta online, Inspectoratul Școlar a organizat niște cursuri de specializare pentru cadrele didactice și știu chiar școli întregi au făcut aceste cursuri ca la începutul anului școlar totul să înceapă cum trebuie. M-am bucurat că a început școala în modul fizic, e adevărat. Pentru puțin timp. Pentru puțin timp, dar a mai dat un pic de curaj copiilor și părinților. Elena. Ioana. Îmi cer scuze. Dar la ce Elena mă gândeam eu? Ok. Ioana. Te rog frumos, la fel, vis-a-vis de ce a spus profesor Ionel Dobre. Cred că ar trebui să prioritizăm testele. Din câte am înțeles, este o problemă, avem nevoie de acordul părinților. Sper să nu fie o problemă mare, reală, pentru că degeaba profesorii se vaccinează. Dacă noi, elevii, venim și purtăm acest virus și nu putem să folosim aceste teste la cald. Ioana, se apropie Paștele, să știi că nu o să-ți rămân dator mielul. Nu? Parcă așa este. Asta dacă greșim. Da, să nu uităm să luăm în seamă și autoritățile noastre. Deci ce ne-am face noi fără autorități? În cele ce urmează o să ascultați cu câteva momente din ședința de astăzi pe președintele Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu, pe primarul Constantin Toma și pe subprefectul Viorel Holban. Haideți să-i ascultăm. Dar dacă și recunosc și eu am avut dubii vis-a-vis de vaccinare,
totuși trebuie să rămână prioritatea noastră zero, că nimic nu e mai presus decât în viața și viața nu poate să fie decât dacă să continue cum trebuie să continue, decât dacă ne protejăm și ne protejăm atât noi și cum noi protejăm copiii noștri și așa mai departe. Trebuie să încercăm să vorbim strict medical, să lăsăm la o parte partea noastră personală și spun lucrul acesta pentru că doar Dumnezeu este Cel care știe ce se va întâmpla cu noi, însă știința și medicina ne-a dat singura alternativă pentru a trece peste această pandemie și anume vaccinarea. Și trebuie să facem împreună eforturi să reușim să trecem cu bine peste această perioadă grea și nemai întâlnit. M-am vaccinat și spun acest lucru deoarece am făcut-o, sunt în PSD, domnule Mieroșu și domnule Suprefect, am făcut-o noaptea pe fulgerătură. Adică aproape ilegal. M-am dus, m-am vaccinat cu ultima doză într-o seară la 8:10, 19:50, pentru că onor guvernul nostru a vaccinat pe președinte, l-a vaccinat pe prim-ministru, l-a vaccinat președinții camerelor, senații, camera deputaților, miniștrii, și la prima nu s-a mai gândit nimeni. Cu toate că noi suntem în contactul cel mai direct și probabil că suntem persoanele care s-au întâlnit și se întâlnesc cu cei mai mulți oameni. Și ar trebui, domnul ministru, aici să vorbiți și cu viitorul ministru al Sănătății, să dați niște premii. În situația în care tot personalul s-a vaccinat la o școală, în condițiile în care se va putea, copiii să revină la școală. Da. Acestea au fost declarațiile, nu să vă rog să le comentați, ci aș dori să concluzionați, să puneți punctul pe ei al acestei dezbateri, din păcate care merită mai mult timp la dispoziție, dar din păcate nu am avut foarte mult timp la dispoziție. Părinte, foarte pe scurt. Da. Eu sunt optimist și chiar dacă ne vom întoarce la școală cu anumite restricții, eu sunt sigur că varianta aceasta, școala față în față și hibrid, cel puțin pentru o perioadă, ne va ajuta să ne îndreptăm către normalizare. Nu cred că varianta online va mai fi posibilă în aceeași măsură de acum încolo. De asta spuneam, sunt optimist și cred că, pe de o parte, imunizarea de masă, imunizarea prin virusare și vindecare, imunizarea prin vaccinare, eu cred că toți acești pași vor fi cu folos pentru societatea buzoiană. Ioana. În calitate de reprezentant al elevilor, spun că noi ne dorim din tot sufletul să ne întoarcem la școală. Da, am spus și azi, sunt anumite părți bune în școala online, dar nu se compară cu școala fizică. S-a tot discutat la ședință despre emoție. E foarte importantă. Cred că un lucru bun care s-a întâmplat în perioada aceasta pandemică a fost că ne-a demonstrat cât de important e să mergem la școală și cât de important sunt profesorii pentru noi. Iar dacă soluția este vaccinarea, imunizarea, încurajez cu tot sufletul. Vă mulțumesc, dragilor, pentru prezență, pentru cuvintele spuse, chiar dacă repezite din cauza ambiției mele de a aduce esența. Nu mai avem timp să-l dăm pe secretarul de stat, nu de alta, dar repet, nu sunt ironic, sunt foarte obiectiv. Secretarul de stat, profesorul, iar am uitat, Zoltan Kalos, a venit astăzi la Buzău doar să zică că noi avem o campanie în Ministerul Educației. În rest, nu a zis nimic decât ceva de genul haide să fie bine ca să nu fie rău. Mai rău este că am constatat că domnul secretar de stat din Ministerul Educației nu prea este conectat cu realitatea. M-a durut ceva mai mult decât alte cuvinte rostite de dânsul. Că profesorii, că la grădiniță educatoarele au această dorință sau copiii au această dorință să se îmbrățișeze și că nu o mai pot face. Este dovada că domn profesor, secretar de stat, care are o funcție foarte mare, este total pe din afară. Foarte pe scurt, știu că trebuia să ieșim. În urmă cu 2 săptămâni și jumătate, la grupa soției mele educatoare, la o grădiniță din municipiul Buzău, a fost depistat un copil cu COVID.
test PCR. Copilul care în vinerea de dinaintea zilei în care a aflat soția mea că are COVID, a fost în brațele ei. Haideți să fim realiști. Cum poți să distanțezi la grădiniță copiii de educatoare? Partea bună a lucrurilor pentru soția mea, că am intrat cu toții în panică, este că a fost vaccinat cu a doua doză și era la câteva zile. Sunt sigur că ăsta a fost motivul. Pentru că, repet, a fost în brațele ei, acest copil. Mulțumesc mult! Și noi mulțumim! Vă iubim! Știți cum e, vă iubim și mielul. Acum vine Paștele! Dragii mei, aceasta a fost ediția din această seară. Nu uitați, în câteva momente, Magdonescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii De ale Buzeanului. Să aveți parte de o seară excelentă. La revedere!